Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Așa cum v-am promis, videoclipul de astăzi va fi un pic mai special pentru că nu are deloc legătură cu cărțile. Anul trecut am făcut de ziua mea un clip în care v-am spus care sunt 25 de lucruri pe care le-am învățat sau pe care mă chinui să le învăț la 25 de ani. Iar acum, dat fiind că a fost ziua mea acum câteva zile, vreau să vă spun câteva lucruri despre mine, mai exact 26. În momentul în care le scriam, mi-am dat seama că videoclipul de astăzi o să semene foarte mult cu un oracol, ceea ce mi se pare pe de o parte foarte penibil, pe de o parte foarte nostalgic. Să-i dăm drumul! Unul dintre lucrurile mele preferate în lumea asta este să mănânc dulciuri, aș putea să mănânc dulciuri non-stop și din păcate chestia asta se vede oarecum. O să vă spun imediat cum încerc să contracarez milioanele de calorii pe care le mănânc sub formă de zahăr, dar oricum prăjitura mea preferată din toate timpurile este cu siguranță cheesecake-ul de la Trattoria Don Vito din București. Dacă sunteți din București sau ajungeți pe aici, trebuie neapărat să încercați pentru că este the best thing ever. Un alt lucru de care nu pot să trăiesc este cafeaua. Beau cafea măcar o dată pe zi, de cele mai multe ori de două ori pe zi. Proporția perfectă este 3 sferturi apă, 1 sfert lapte și știu că asta este considerat o blasfemie de cei mai mari iubitori de cafea. Culoarea mea preferată este un roșu închis, burgundy, cred că îi spune mai degrabă în engleză. Am destul de multe haine în culoarea asta, este culoarea mobilei mele de la e-mail de acasă. Prin urmare, dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți exact la ce mă refer. Dacă m-ar scula cineva noaptea și m-ar întreba, spune repede care este persoana ta preferată ever, aș spune cu siguranță că fratele meu și e foarte nașpa că el stă în Suedia. Într-un fel mă bucur pentru el, dar e nașpa pentru mine. Mi se pare destul de ciudat faptul că relația noastră nu s-a stricat deloc, din contră. Sper că Andrei nu se uită la clipul ăsta, că dacă nu, sigur o să-mi dea o mail să-mi zică cât sunt de penibilă. Un alt lucru legat de familia mea, care mie mi s-a părut destul de interesant multă vreme, este faptul că 90% din membrii familiei mele sunt matematicieni sau IT-iști. Și o întrebare pe care am primit-o foarte, foarte mult, mai ales pe la finalul liceului și la început de facultate, era: cum se face că tu faci filologie când toată lumea din familia ta are treabă cu matematica? Oh well! V-am zis la început că mănânc foarte multe dulciuri și ca să contracarez chestia asta fac destul de mult sport. Un lucru despre mine pe care probabil nu știți este faptul că fac tenis de la 14 ani, o dată pe săptămână. Sunt un dezastru la tenis. Știți cum e chestia cu practice makes perfect? Nu e cazul aici. Destul de recent însă mi-am dat seama că tenisul nu este suficient, așa că m-am înscris și la o sală. Programul se numește Revolution și este cu siguranță una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată în viața asta a mea. Nu le fac reclamă niciun fel, dar pentru mine, cel puțin, sistemul ăsta al lor merge foarte, foarte bine. Am reușit să slăbesc destul de mult, am reușit să schimb cu totul tonusul muscular, am reușit să capăt o dispoziție mult mai bună. I love them! Și pe cuvântul meu, cu ultimul lucru care are legătură cu mișcarea este faptul că îmi propun să merg din ce în ce mai mult pe jos. Fac chestia asta pe timp de vară destul de mult, dar vreau cumva să intre în obișnuință și iarna și încerc, deși încă mi-e oarecum teamă, să mă autoconving să renunț cu totul la orice înseamnă abonament de RATB sau cartele de metrou, ca să merg pe jos peste tot în București. După ce merg atât de mult pe jos, evident, să zicem, vin seara și mă uit la un film, invariabil adorm la filme, ăsta e un lucru destul de nașpa despre mine, dar dacă mă uit acasă la un film după apusul soarelui, sunt foarte, foarte slabe șansele să nu adorm la filmul respectiv. Dacă la un film, să zicem, putem să înțelegem, pentru că are o oră jumate, nici măcar cu serialele nu stau mult mai bine, pe lângă faptul că nu mă mai uit atât de mult la seriale, nici ele nu mă mai prind atât de tare, singurele două seriale la care mă mai uit acum sunt Survivor și A Series of Unfortunate Events. Un alt lucru pe care mi-e oarecum rușine să-l mărturisesc este faptul că mă plictisesc foarte, foarte repede și asta este valabil atunci când vorbim despre cărți, despre filme, despre orice aș face, din păcate, mor de plictiseală foarte, foarte repede. Dar ce este și mai trist este faptul că mă plictisesc destul de repede și atunci când sunt cu cineva și mi se pare că dacă sunt cu cineva la o cafea sau la un suc și reușesc să nu-mi verific telefonul absolut deloc, ăla este cu adevărat un semn că mă simt extraordinar de bine alături de persoana cu care sunt și, din păcate, în ultima vreme se întâmplă din ce în ce mai rar chestia asta. Dar un lucru de care nu o să mă plictisesc niciodată este cu siguranță călătoritul. În momentul în care sunt în altă țară, nu contează, nu există noțiunea de plictiseală. Îmi place la nebunie să călătoresc și aș vrea să am din ce în ce mai multe ocazii să fac chestia asta. Efectiv, dacă s-ar putea, aș bate lumea de la un capăt la celălalt și dacă mi-ar da cineva acum un bilet și mi-ar zice du-te în Honolulu, acum peste 5 minute ai avion, m-aș duce. Dat fiind că mă plictisesc foarte repede, încerc să mă și mențin foarte, foarte ocupată și asta e din nou o problemă. Sunt foarte mulți oameni care spun că sunt mult prea workaholică și că ce e în neregulă cu mine.
Dar unul dintre lucrurile pe care le fac și care îmi face extraordinar de multă plăcere în ultima vreme este Predatul. Nu mă așteptam în niciun fel de univers să-mi placă atât de mult, dar îmi aduce o satisfacție pe care celelalte proiecte în care sunt implicată nu mi-o aduc. Nu știu, îmi place la nebunie. Și un alt defect pe care l-am este faptul că mă frustrez foarte, foarte tare în momentul în care lucrurile nu ies așa cum aș vrea eu să iasă. Și, de exemplu, că tot veni vorba de Predat, mă frustrează foarte tare că nu pot să depun toată energia mea în chestia asta pentru că mai am și alte proiecte și că orele mele nu ies mereu exact așa cum mi-aș dori. Oricum, chestia asta cu datul 100% este un lucru la care chiar încerc să lucrez, pentru că nu se poate să fiu constant atât de nervoasă pe mine însă. Să revenim însă și la lucruri un pic mai plăcute. Un lucru pe care nu știu dacă știți despre mine este faptul că my new year resolution, ca să zic așa, nu refuz să o traduc ca rezoluție, este faptul că voi încerca în 2017 să învăț olandeză. De multă vreme ziceam că vreau să mai învăț o limbă străină și mi se pare că olandeza sună foarte bine. Ca să am timp de toate chestiile astea pe care le fac, sport, mânca dulciuri, Predat și mai știu eu ce, trebuie să mă scol foarte devreme, dar nu trebuie să mă scol foarte devreme, pur și simplu sunt o persoană destul de matinală. În mod normal mă scol pe la 6 în timpul săptămânii și să zicem dacă dorm mai mult până la 7:30-8 în weekend. Trupa mea preferată este Depeche Mode și sunt extraordinar de încântată de faptul că anul ăsta îi voi vedea la 2 concerte, îi voi vedea la Cluj și îi voi vedea la Londra și va fi prima dată când merg la Londra, ceea ce mă încântă foarte, foarte tare. Florile mele preferate sunt margaretele și ca să o citesc pe Meg Ryan în You've Got Mail, they're the friendliest flowers. Urăsc gustul de scorțișoare, deși îmi place la nebunie mirosul, dar urăsc orice are scorțișoare înăuntru. Sărbătoarea mea preferată este cu siguranță Crăciunul, dar ce e ciudat este faptul că nu-mi place deloc ziua de Crăciun și mai degrabă toată perioada de dinainte. Ziua de Crăciun în sine aproape că îmi displace, să zicem, pentru că îmi dau seama că după mai avem un an de așteptat până la Crăciunul următor. Dar toată bucata aia de dinainte cu cadouri și decorațiuni și pregătim mâncare, I love it. Un lucru pe care sigur nu știți despre mine este faptul că atunci când eram mică am făcut balet și asta n-ar fi neapărat un lucru ciudat, pentru că multe fete fac balet când sunt mici, dar eram incredibil de grasă când eram mică. Ups. Întrebarea pe care o aud cel mai și cel mai și cel mai des pe lumea asta este: câți ani ai? Nu pot să cred că ai 25 sau, mă rog, 26 de ani, nu-i arăți. I know. Pe asta probabil o știți, am un motan pe nume Toulouse, din păcate motanul meu a rămas la ai mei, pentru că nu cred că tata s-ar fi putut despărți de el. Mi-e foarte dor de el și de fiecare dată când mă duc acasă la ai mei, am așa un gând că aș vrea să-l fur. Și un lucru pe care l-am observat din ce în ce mai des în ultima vreme este faptul că memoria mea funcționează extraordinar de ciudat, în sensul că am o memorie execrabilă atunci când vine vorba de fapte sau de povești, de exemplu la cărți, dacă mă întrebați, nu știu, am citit o carte acum un an și mă întrebați ce s-a întâmplat sau cum cheamă un personaj, nici o treabă nu mai am. Dar am o memorie extraordinară atunci când vine vorba de numere. Țin minte date complet random, țin minte numere de telefon ale unor oameni cu care vorbeam în liceu și cu care n-am mai vorbit de atunci. Pur și simplu am o memorie foarte, foarte bună atunci când vine vorba de numere și de cifre și de date și de lucruri de genul ăsta. Asta a fost videoclipul de astăzi, astea sunt 26 de lucruri destul de random despre mine, nu știu exact dacă v-a ajutat cu ceva sau dacă vi se pare că acum mă cunoașteți mai bine. Dacă aveți voi niște întrebări punctuale pentru mine, le aștept în cursul de comentarii și o să încerc să vă răspund atunci. Nu este un Q&A, deci nu anunț să-mi puneți un milion de întrebări. Voi face un Q&A probabil peste vreo lună, în momentul în care împlinește canalul ăsta 3 ani, așa că hold your horses. Dar dacă vă roade curiozitatea în mod special de ceva anume, ask away. Până săptămâna viitoare, când vom reveni cu clipurile cu cărți, sper să citiți cât se poate de mult, sper să aveți o săptămână frumoasă și cu soare mult și cu dulciuri multe și cărți multe și ce mai vreți voi. Și noi ne vedem duminica viitoare. Bye!